Salutare, dragi prieteni! Mă numesc Sadovean Olecu, administrez o mică afacere în domeniul motoarelor electrice, comercializarea și reparația motoarelor electrice și fac un mic live, fiindcă doresc să mă împărtășesc cu toți voi despre o metodă inovativă de a economisi 30% din energie electrică. În timpurile noastre, când absolut tot crește în preț, este importantă, probabil, această informație, mai ales că deja am pus-o în practică de mai multă vreme, de câțiva ani, și într-adevăr lucrează, într-adevăr se primește economie și într-adevăr este o metodă inovativă de modernizare a motoarelor electrice foarte importantă. Din câte vedeți în spatele meu, sunt mai multe tipuri de motoare electrice, sunt motoare electrice noi. De mai mult de 10 ani comercializăm motoare, fiind dealerul uzinii de Mogilev, Belorusia. Sunt motoare de calitate superioară și ne stăruim să le avem în depozit permanent toate tipurile de motoare și monofazate și trifazate. Dar să vorbim despre o metodă nouă, inovativă de rebobinare a motoarelor electrice, de modernizare a motoarelor electrice, care se numește Slavianca, care a inventat-o un profesor din Moscova, pe nume Duinov Dmitri Alexandrovici. Timp ce am aflat despre metoda asta, l-am contactat, am procurat literatură, am făcut cursuri personal la dumnealui. În 2018 am încercat primele motoare, să vedem dacă într-adevăr sunt atât de fiabile, sunt atât de economie, au nivel de vibrație mai mic, deci respectiv și rulmență iese din funcție mai puțin, au economie de energie electrică de 30%, și toate caracteristicile electrice destul de ridicate, nu destul, dar chiar foarte ridicate în comparație cu metoda clasică. Dacă să facem o comparație, metoda clasică deja este o metodă mai primitivă, fiindcă a fost inventată mai mult de 100 de ani în urmă și cu regret până în prezent toate uzinele produc motoarele electrice după metoda clasică veche, cu toate pierderile de energie electrică, cu toate consumul mare. După ce am făcut cursuri la domnul Duinov, am și primit o licență exclusivă pe Republica Moldova, deoarece domnul Duinov nu prea iubește să aibă mulți elevi. Eu mă bucur să fiu unul dintre ei, fiindcă sunt câțiva elevi de-a lui în Rusia, vreo doi în Ucraina și eu în Moldova. Nu știu dacă are mai mulți de 10 elevi în genere. Mulți din elevii lui din Ucraina și Rusia lucrează, au pus în practică metoda nouă de mai mult de 5 ani. Unii din ei au produs și motoare după metoda inovativă Slavianca pentru automobile. Experimental au făcut diferite automobile, am văzut pe YouTube, este multe informații despre asta, și Niva, și Renault, și Zaporojeț, și mai multe mașini le-au pus cu motor electric, și tot după principiul rebobinării în Slaveancă. Motoare care s-au primit extrem de calitative și automobilele foarte economice. Deci, ce ține despre motoarele electrice la general, aș ruga la toți care văd live-ul dat să împărtășească acest video și această informație cu persoane proprietari de afaceri, proprietari de mini-fabrici, mini-uzine, care au legătură cu motoarele electrice, care exploatează motoarele electrice și, din câte vă dați seama, tot ce spunem mișcare la fabrici și la uzine, spun mișcare anume cu motoarele electrice, toate strungurile, toate utilajele. Respectiv,
Motoarele electrice consumă 95% din toată energia consumată la oreșcare producție, nu contează care, fabrică sau uzină. Respectiv, când faceți diferența și scoateți o economie de 30% la motoarele din producție, vă dați seama că ajungem la o economisire a energiei electrice considerabile, care ajunge la cifre cu multe zerouri în lei. Și lucrul ăsta am vrut să vă fac exemplu, să vă arăt ca exemplu câteva motoare bobinate de noi. Sunt niște motoare care își așteaptă proprietarii. Proprietarii dați au făcut experimental câte un prim motor electric la noi, l-au modernizat după metoda nouă inovativă slaveancă. Noi, special la primul motor modernizat, facem o reducere de 50% pentru a convinge consumatorul, clientul, pentru a-l convinge că metoda lucrează, și însă și acest client a luat și a pus la motorul modernizat de noi un contor ca să convingă într-adevăr că metoda lucrează și se produce economie de 30%. Ele stau la irigare, irigă câmpurile, și cum se începe sezonul, ele lucrează în continuu tot sezonul, 24 de ore. Aceste trei motoare, două de 90 kW și unul de 110 kW, într-o nasă ce tot poți fi sezonul de irigare mai mare, cu o durată de lucru a motoarelor de 24 de ore. Însă, dacă calculăm o durată de lucru de 10 ore din 24, ajungem la metoda clasică, așa cum le fac cuzinele, ajungem în jur de 100.000 de kW pe lună. După modernizarea lor, noi dorim să ajungem la economii de energie electrică, ca ele să consume în jur de 70.000, dacă scădem 30%. Dacă calculăm, facem un calcul elementar, avem o economie de în jur de 55.000 de lei pe lună la aceste trei motoare. Doar la trei motoare. Sunt uzini și fabrici care au sute de motoare în funcțiune concomitent. Sunt mini-fabrici care au în jur de 50-60, dar majoritatea fabricilor și uzinilor mari rămase din timpul Uniunii Sovietice au în jur de 200-300 de motoare care lucrează concomitent în producere. Imaginați-vă despre ce cifre merge vorba atunci când vorbim de 30% economie energiei electrice. Și asta este real în cazul ziua de azi, când avem metoda de modernizare inovativă a motoarelor electrice, slaveanca. Se întreabă, spune așa o întrebare elementară, să mai merite de bobinat prin metoda clasică, cu toate pierderile, cu un randament foarte slab, cu caracteristici electrice foarte slabe, motoarele se încălzesc, pierderi mari. Să merite de dat 1000 de lei pe un motor, pe o rebobinare clasică, ca să-l puteți exploata și consuma energie electrică, sau să merite de dat 2000 de lei pe modernizarea unui motor, care se răscumpre foarte rapid, în mediu de la 3 până la 6 luni se răscumpre și mai departe va rămâne venit curat din economie energie electrică. Lucru care puteți să-l demonstrați fiecare, în parte, făcând
calcul elementar. Lucrul ăsta noi îl facem deja din mai mulți, de câțiva ani, din 2019. 2018-2019 am făcut mai multe tipuri de motoare experimental. Le-am modernizat ca acum deja să bucurăm toți clienții noștri cu asemenea produs nou, inovativ. La bobinarea sau modernizarea motoarelor electrice, garanția este dublă. De 2 ani fiecare motor are pusă garanția pe el, da, cu coordonatele noastre. Și din câte v-a dat seama, este un lucru foarte important pentru cei care exploatează motoare electrice consumabile, motoare electrice care lucrează mai mult teorie din 24 mai multe ore sau sunt atât de voluminoase și atât de consumabile, deci de 110 kW, de 90 kW sau aici în comutor își așteaptă clientul, își așteaptă stăpânul. Deci este un motor tot destul de impunător după gabarit, 75 kW la 1000 de rotații pe minute. Lucrează la o mină de piatră și sărmanul lucrează de dimineață până seara, toată ziua de lucru, în condiții extrem de dure, fărămițând piatră cu sarcină variabilă mereu. Clientul dat ne-a rugat să-l facem nu atât mai econom, ci mai puternic, fiindcă des ieșa din funcție din cauza că nu-i ajungea putere. Același client deja a făcut sau a modernizat un motor exact la fel la noi. Acesta, după ce s-a convins că lucrează foarte bine și face economie și îi ajunge putere pentru a fărămița piatra, nu se înferbântă, fiindcă am omis din calcule, din start, toate pierderile și am ridicat randamentul motorului modernizat, evitând deja supraîncălzirea lui și consumul enorm de energie respectiv. Așa că, dragi prieteni, este mult mai important, este mult mai logic de a investi bani în modernizarea unui motor electric cu scopul de a-i recupera în următoarele de la 3 până la 6 luni, decât de rebobinat un motor electric care o să-l puneți și o să funcționeze nu știm cât timp după aceeași metodă mai primitivă, mai cu pierderi, mai cu încălziri. De aceea, încă o dată, vă rog foarte mult, cei care priviți live-ul, să împărtășiți această informație cu persoanele responsabile, directori de fabrici, administratori de producții, uzine, energeticieni, ca și chiar toți cei care sunt în domeniul electric și energetic să împărtășească cu cei care, pentru care această informație este foarte prețioasă. Dacă aveți întrebări, mai am anunțat, vă pot povesti sau ceva informație este pe site-ul nostru de mai jos sau vă pot povesti cu drag la fiecare și consulta în domeniul modernizării inovativii a motoarelor electrice Salvianca la telefonul de mai jos. Succes tuturor! Sănătate multă!